Chiriile au crescut din nou în marile orașe ale României. Acestea pornesc de la 160 de euro și pot să ajungă chiar la 7.000 de euro pe lună. De exemplu, în Cluj-Napoca, închirierea unei garsoniere pornește de la 200 de euro pe lună, iar închirierea unui apartament cu două camere de la 330 de euro pe lună, cu 32% mai mult decât în vara anului trecut. Tarifele pentru închirierea apartamentelor în marile orașe ale țării au suferit o evoluție semnificativă pe parcursul ultimelor luni. Chiriile au crescut mai ales în orașele universitare ale țării. Pe lângă faptul că proprietarii așteaptă studenții, creditarea ipotecară este aproape blocată de avansul mare cerut de bănci. În Cluj-Napoca, unul dintre cele mai mari centre universitare din țară, chiria într-o garsonieră începe de la 200 de euro. Pentru apartamentele cu două camere, chiria a ajuns la 330 de euro pe lună, cu 14% mai mult decât în luna ianuarie și cu 32% mai mult decât în vara anului trecut. Potrivit unui studiu recent realizat de imobiliare.ro, o garsonieră din București putea fi închiriată în luna iulie cu 220 de euro pe lună, la fel ca la începutul anului. Chiria nu s-a schimbat semnificativ nici pentru apartamentele cu două camere, ajungând la 300 de euro până în luna iulie, în creștere doar cu 2% față de ianuarie. În schimb, pentru zonele Băneasa, Herăstrău, Primăverii sau Aviatorilor, chiriile încep de la 500 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere, ajungând la 7.000 de euro pe lună pentru un penthouse.